Sunt cântece, melodii compuse de... Unele sunt și cu tentă socialistă, comunistă, în anii 50-60. Practic, România sa a compus... A compus linii muzicale, dar și cântecele pentru copii. Acest profesor de istorie de la școala gimnazială din localitatea prahoveană Puchenii Noi expune cu mândrie documente ce atestă existența și faptele unui dascăl al vremurilor, unul care, deși trecut de ani buni în neființă, este încă prezent în instituția de învățământ, însă doar cu osemintele pe care le-a lăsat aici ca material didactic. Povestea acestui personaj reflectă într-un fel dedicația extraordinară pe care învățătorii educați în spiritul lui Haret, fostul ministru al educației de la sfârșitul secolului XIX-XX. Acest învățător era dedicat elevilor comunității, nu numai prin profesia lui didactică, prin propria lui meserie, dar prin alte activități, astăzi l-am numit extrașcolare. Profesorul Popescu a predat muzica, a scris partituri și a îndrăgit elevii într-un stil propriu, de aici și dorința ca scheletul să rămână în școala în care a predat. Și copiii rămân uimiți atunci când află despre gestul și personalitatea acestui remarcabil învățător, dar după ce prind frumusețea poveștii, rămân încântați și într-un fel se familiarizează cu această prezență insolită. Elevii școlii nu știu prea multe despre faptele făcute pe vremea când trăia dascălul, însă se mândresc că au un așa mulaj uman în școala lor de pe ulița satului. Mie mi se pare foarte frumos acest lucru. Este... și-a dedicat viața pentru acest lucru, pentru noi elevii. Era un om foarte dedicat pentru meseria lui, îi plăcea foarte mult să stea cu elevii dumnealui, îi învăța foarte multe lucruri, era un profesor foarte sincer și simplu. A fost un profesor îndrăgit de elevi, îi plăcea să lucreze cu ei în echipă, să-i antreneze pentru viitor. Conducerea școlii din Pucheni își dorește pe viitor să amenajeze un spațiu adecvat pentru ca scheletul uman să fie expus în siguranță, fără teama de a se deteriora. Este nevoie chiar și de sprijinul specialiștilor, pentru că deja mai multe oase s-au deplasat.